Școala gimnazială numărul 2 Alice Voinescu intră de mâine în scenariul roșu după confirmarea celor 4 cazuri de COVID-19 în rândul elevilor la 4 clase diferite. Până în acest moment, de la începutul anului școlar în județul Mehedinți, 8 cadre didactice au fost infectate cu SARS-CoV-2 și 17 elevi. Focar la școala gimnazială numărul 2 din Drobeta Turnu-Severin după ce 4 elevi au fost confirmați cu COVID-19. Aceștia erau din clase diferite. Școala intră de mâine în scenariul roșu, iar cursurile față în față au fost suspendate până la data de 2 noiembrie. De asemenea, mai multe unități de învățământ din județul Mehedinți au fost afectate de pandemia de SARS-CoV-2. Începutul anului școlar până în prezent au fost confirmați COVID-19, 8 cadre didactice și 14 elevi. În prezent, la școala gimnazială Gogoșu, un cadru didactic este confirmat pozitiv. La școala gimnazială Alice Voinescu din Drobeta Turnu-Severin sunt 2 cazuri de elevi confirmați pozitiv. La Colegiul Național Pedagogic Ștefan Odobleja, 2 cazuri de elevi confirmați pozitiv. Și la Colegiul Național Gheorghe Țiteica din Drobeta Turnu-Severin, de asemenea, 2 cazuri de elevi confirmați pozitiv. În toate unitățile școlare s-au sistat cursurile față în față la clasele din care făceau parte elevii confirmați cu COVID-19. Cele mai multe unități de învățământ afectate de COVID-19 din județul Mehedinți sunt din Drobeta Turnu-Severin. 5 licee, 2 școli și o grădiniță au avut de suferit de la începutul anului școlar.